ziua, dragi pretendini. Pești, haideți să vedem. Pentru pești, pentru ianuarie. Cum va fi în dragoste pentru bărbați, pentru domnii, da? Ia să vedem. Cum veți sta cu dragoste aici? Aici vă văd o persoană tânără de departe sau cu care faceți un drum sau cu care vorbiți sau există o călătorie. Este o femeie care vă face vrăji. Care vă face vrăji pentru a, nu știu, pentru... ca să nu vă piardă. V-ați certat, v-ați despărțit și parcă vă face ceva. Așa văd, așa vă spun, da? Știți cine este. Dar aveți noroc, aveți noroc. O să aveți un noroc în dragoste, multă dragoste, nu o să vă vină să credeți. Mare dragoste, mult noroc. Vă mutați împreună cu persoana iubită. Dacă sunteți singuri, sigur veți găsi pe cineva, veți avea pe cineva care o să vă aducă multă, multă bucurie. Uitați, o nouă iubire. O nouă femeie în viața dumneavoastră, această femeie care este așa de trădătoare, mincinoasă, este foarte, foarte rea această femeie cu care ați fost, parcă. Terminați cu ea, ați terminat cu ea deja, parcă. Și parcă sunteți abătuți, triști, parcă ați murit unii, da? Dar arată că vine cineva în viața dumneavoastră cu... o mare iubire, multe sentimente, o persoană sinceră. Sinceritatea este foarte importantă într-o relație, încrederea, dacă nu există, mai bine nu începem relația. Da? Și veți avea multă. Prima dată parcă o cunoașteți undeva, nu știu, că o să comunicați scris cu ea, după aceea multe vorbe faceți telefonic sau, dar o să fiți foarte fericiți, foarte bucuroși pentru această femeie care vine în viața dumneavoastră. Poate știți cine este sau veți ști dacă nu știți, da? Haideți să vedem și aici. Arată că să stați liniștiți că dumneavoastră vă întâlniți sufletul pereche. Sunteți valoroși, câștigați dragoste, chiar dacă începe totul ca o prietenie, arată că veți avea pe cineva, parcă este o dragoste de care v-ați despărțit, nu a fost la fel cu dumneavoastră, da? Spune să aveți încredere că veți întâlni sufletul pereche. Este o persoană pe care o întâlniți, care parcă vine din altă viață, parcă v-ați cunoscut în altă viață. O să aveți deocamdată, văd pasiune, văd copii la unele persoane, văd că parcă stați pentru familie și pentru copii cu cineva. Parcă vă vine cineva dintre prieteni sau prin intermediul cuiva veți cunoaște această persoană cu care veți fi. Dar văd și multă dragoste, multe sentimente de dragoste. Unii vă simțiți singuri pentru, după o despărțire. Veți cunoaște pe cineva. Unii aveți și relații doar așa, dar... unii stați doar pentru copii și vă doriți pasiune. Parcă în acea relație nu există pasiune. Nu primiți acea pasiune pe care vă doriți. Vă gândiți la altcineva, vă gândiți să plecați sau vă gândiți de ce se comportă ea așa, da? Cum depinde de fiecare. Dar în rest, așa în general, văd bine. Nu văd ceva. Deci, v-am zis, v-ați despărțit de cineva și vă vine altcineva în viață.
Cam asta este pentru pești. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.